Astăzi mă voi apuca de arm wrestling, adică Scandenberg. Ne-am jucat jocul acela data trecută și acesta cam același joc, dar e de buget. Adică e făcut pe o platformă de... L-aș face și eu jocul ăsta. Îl avem pe TNT 4600 care se antrenează cu dolari, să zic. E cu verde. 2 kg! Wow, ia vezi mă cum ridic așa din greu! Da. E atât de buget încât dacă faci o persoană acolo, noi nu mai putem să facem, bă! Dă-te mă la o parte să fac și eu. Am pierdut instanța și dispărut oponentul. Mă, ce? Dă-te bă să facem și noi. Ce fac bă ăștia? Ce match ăsta? Ar trebui să fie instant direct. Ok, hai să ne mai antrenăm măcar. Ah, gata. You need more strength. Nu pot să trag, cablul ăsta e interesant. Pentru că la Scandenberg, dacă vă uitați la animația lui, da? Nu mai e direct doar din mână. La aparatul ăsta, tragi și cu corpul, că e mult mai complicat de atât. Știi, când vei, hai, facem Scandenberg. glumesc. Dar e mult mai complicat, trebuie să vii cu corpul. Mă rog, nu știu dacă asta vrea developerul să ne arate. Ia ne pune el! Doamne, n-are animație, bă! Trebuia să aibă și el o animație când doar să terminăm meciul instant. Zici că ne spargem mâinile. Bro, glumești? Doar eu l-am... Doar eu l-am văzut pe ăsta că plu... What? Ce scheme are, bă, copilul ăsta? Deci ne mai trebuie putere, cică. Fii atent la mine, așa mă antrenez. Ce se întâmplă? Ajutor! Nu, eu vreau! Eu. L-am spart. L-am cocoșat. A, mi-a dat armbox. Hai, level 4. Astea le-am cumpărat deja. Rejoin after buy. Magician. Bonus forearm. Troll jocul ăsta, deci nu înțelege de troll e. Ăsta e... Știi, ai impresia că... îți mărește aici. 260. Deja trecem la 1500. Ia uite-l. Joacă-l. Gata, mă. Trebuia să-mi crească antebrațul cumva sau un script de ăsta mișto. Fii atent, ne trebuie 10.000. Deja trecem la al doilea aparat. Are sens? Stai. 10.000 sub facecam. Ia uite, mă. Hai. Aole, trebuie să aștept să spawneze. N-are niciun sens. Wow! Mamă, m-a spart din prima. Deci nu cred. Nu. Eu vreau să cumpăr la biceps ca să văd care-i faza cu halterele alea. Poate te ajută halterele cumva? Fii atent că eu acum m-am uitat pe tabelă. 900 bui strength. Și eu am strength 0. Ok, luăm 2 kg. Deja ne forțăm tare de tot. 830, 1000. Luăm 5 kg. Cum îmi dau seama cu asta? 530 de kg. Uuuu. Dar mă, e mai bine la biceps. Că e mult mai greu. Na, trebuie să-i spargem pe aia la Scandenberg acum. N-are niciun sens. Ok. Bă, frate, deci mă depăși. Ce vrea de la mine? Să fac forearm? Sau ce vrea? Asta n-are nicio șansă, îl dărâmăm. Ia uite Sara, bă, ce face. Mă, ce? Și nu știi măcar cine a câștigat. Cred că Sara. Hai, Sara, să dăm. Ia. Uite ce putere. Mama, cred că rupe Sara telefonul aici. Ia vezi brațele astea. Odată dacă dăm click ea. Oha! Dintr-un singur click. Bă, măcar jocul ăsta față de cel anterior are sens. Știi că dacă ai super multă putere, așa arde și în viața reală. Dacă tu ești extrem de puternic, să dai one shot direct. 311, 321, 325 și acum luăm 100 de kilograme. Wow! Puterea mi se zice. Bun. Hai că nu e rău. Mergem mai departe. Cred că tot nu pot să folosesc aparatul ăsta. Forearm wrist. Ah, pentru că eu nu m-am antrenat aici, mă. Cred că de aia. Da, bă, are sens, lol. Când învârte așa, what? Mă, ce? Wow, ok.
Trebuie să facem și ia. Wow! De ce mă, că n-am antebraț? Hai să vedem și noi gripul ăla puternic, rău de tot. Doar 1000. Deci vreau să mă întorc aici. Ar trebui să ne meargă asta 2 kg. Câte 200. Hop, cum întoarcem de mânuță. 1000. Și ar trebui să pot să folosesc în sfârșit ăsta. Trebuie să-mi apară un cablu în inventar jos. Ăla-i. Din trunchi. Mamă. Dar nu știu, e ciudată mișcarea, că... Bine, de fapt... Uite cum mi-au plecat mâinile. De fapt, dacă tu vii cu cotul în față, trebuie cotul să-l tragi în mâna să fie cât mai aproape de tine. Cu cât e mai aproape mâna, ești mai puternic, gen. Și atunci, bași tot spatele. E interesantă strategia și dacă vă uitați pe YouTube, chiar sunt concursuri de Scandenberg unde sunt profesioniști, gen oameni care se antrenează cu așa ceva super mult. Pe că le mai au pe astea la 100 de chile. Deci la 500k, ceea ce nu e atât de rău, avem 424, luăm cele mai grele haltere. Ușor față ăstuia, stai să mai încerc o dată, deci pot să îl pun pe ăsta la level 5. Bă, eu cred că bicepsul nu... Ori nu e bicepsul destul, ceva e neregulă aici. Rând 600.000, frumos. Ia. Oh! Câte 30k. Nu știu, cred că are sens mai mult să farmăm doar biceps. Abar n-am. Dar vreau să fac 1.000.000 și la biceps și la strength. Ei! La o parte! Mă antrenez! Ne ducem la biceps și îl dublăm. Ar trebui să rupă. Ia stai, mai avem bani? Nu mai avem. 500 de kilograme. Easy pentru noi. S-ar putea să meargă să ne antrenăm mai tare în rai, cred. Cred că da, bă. Hai să facem 2 milioane putere. Mergem în rai, fii atent, să vedem ce se întâmplă. Boom! Wow! Opa! Avem aparate în rai, ok. 5, bă! 50, mă! Oh my god! What? 100k? Băi, la grip nu e chiar atât de mult 100k. 50 mă aici e insane. Stai puțin, de ce e gripul atât de ieftin? Păi ne dă doar 1000. Opa. E mult mai slab că ne putem mișca, am impresia. Sunt al treilea de pe server cel mai puternic. Deși serverul e ciudat că nu-ți arată care e chiar cel mai puternic, trebuie să aduni tu toate astea. Dar mă rog, hai să dăm astea 500 de kilograme la o parte. Abonatul zboară deasupra mea. Level 6 ea. L-am cocoșat level 6. Boom, level 5. Boom, level 4. Boom, 3. Boom, 2. Cărămidă, man. Dă-te la o parte, dar nici nu mai contează că one hit îi dau. Deci level 5 e un pic mai greu. Chiar are putere. Dar uite cât de ușor, doar câteva click-uri. Și level 6 e insane. Wow, deci am devenit cel mai puternic bărbat din România la Scandenberg, te pun chiar și pe tine!